Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Amin. Eu sunt evreu. Frumoasa mea nevastă e tot evreică și o să vă spun astăzi unele secrete ale limbii ebraice în care a fost scris întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă predic în românește, eu pot să ridic cartea asta și să spun ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Acum aici, fiecare rând a fost scris de un evreu. Toți care au scris Biblia au fost evrei. Dar dacă predic în Israel, unde sunt evrei, în limba lor ebraică, eu nu pot să spun ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă evreii nu au cuvântul cuvânt. Și au un motiv adânc să ne aibă cuvântul cuvânt, că ce sunt cuvintele omenești? Oamenii numai să ascultați o jumătate de oră la ce vorbesc cu oamenii, românul are expresia palavre, cuvinte fără de niciun fel de rost. În ebraică nu există cuvântul cuvânt. Ei, în loc de cuvânt, spun lucrul real. Îți spun un cuvânt, îți dau un cuvânt. Ei nu spun îți dau un cuvânt, îți dau un lucru real. După ce m-ai auzit pe mine, te-ai îmbogățit. Îți dau ceva ce n-ai avut înainte. Lucru real. Un credincios, că noi toți sunteți implantați în arborele lui Israel, un credincios vorbește numai dacă are ceva vrednic de spus, ceva care îl poate îmbogăți pe cel la dreapta și la stânga mea. Să fie un cuvânt care să facă să înflorească pe buzele soției mele un zâmbet. Asta e cuvânt. I-am dat o realitate. O să-și aduc aminte, a fost o bucurie. Îi dau o cunoștință care n-a avut-o înainte. Îi dau o încurajare. Și de aceea ei nu spun cuvânt. Ei spun un lucru real. Când citești Evanghelia după Ioan în ebraică, începe așa. La început a fost realitate, lucru real. Și lucrul real era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu era ceva real. Ceva sigur pe care te poți bizui. Nu există în limba ebraică cuvântul a spune sau a povesti. Câte lucruri, câte prostii se spun în lumea aceasta. Spusele oamenilor nu contează mult. În limba ebraică, în loc de a povesti, de a spune, ei zic le saper și le saper înseamnă a da o piatră prețioasă. Știți că unele femei își pun cercei aici sau inele pe care e un briliant, un diamant, un smaragd, un rubin, fel de fel, nu? Și de feluri de acestea. Și asta se numesc pietre prețioase. E a spune în limba ebraică înseamnă să dai o piatră prețioasă celui de lângă. Să se îmbogățească. Există briliante, există diamante care costă milioane și milioane de lei. I-ai dat cuiva un diamant, l-ai făcut bogat pentru viața întreagă. Și când eu spun un cuvânt, pe cuvântul ăla trebuie să-l îmbogățească pe omul acesta. Asta înseamnă. Pe acum, drept să spun, nici eu n-am. Nu, câteodată ești necăjit, nu? Câteodată mai te supără nevasta, că numai nevestele fac greșeli, bărbații nu fac greșeli. Tot în orice supărare, nevasta e vinovată. Așa. Te supără o nevastă sau un copil sau ceva. Și parcă nu-ți vine să spui cuvinte așa de iubire și nețelepciune. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu ești obligat, nu ești obligat. Dacă n-ai piatră prețioasă de dat, când n-ai ceva tare bun de spus, ține gura închisă. Nu trebuie să vorbești. În clipa când ți-ai deschis gura, să fie o bucurie, să fie o întărire pentru ceilalți. Așa este limba ebraică făcută. În limba ebraică, în care e dată Biblia, nu există cuvântul a gândi. Întinde-te pe o canapea, așa, un sfert de oră după ce ai mâncat și lasă gândurile să-ți treacă prin minte și o să vezi câte prostii trec prin minte. Fel de fel de prostii trec prin minte, nu? Dacă ar fi să apară pe un ecran și trece prin minte, ți-ar fi rușine. Prin minte ne trec toată. Și de aceea ei, în loc de a gândi, spun dihșof, care înseamnă a socoti. Ca în matematică, exact. 2 și cu 2 fac 4. 5 și cu 5 fac 10. Asta e lucru sigur. Dacă Dumnezeu ar distruge lumea asta și ar face altă lume și în lumea aia altă. 2 plus 2 tot 4 ar face. Și 4 plus 4 tot 8 ar face. Și unul care e copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă chemarea aceasta să gândească serios, să gândească drept, să vorbească numai lucruri drepte, îmbucurătoare,
ziditoare, folositoare celui din prejurul nostru. A format Dumnezeu mintea omenească, în fiecare neam are altă chemare, alte daruri de la Dumnezeu, iar mintea evreiască așa a folosit-o ca un popor ales să se învețe a gândi drept și a vorbi drept și a îmbogăți cu lumina pe care o are el, a îmbogăți și pe alții. Și acum ni s-a făgăduit că în vreme din urmă, spune în Roman capitolul 11, evreii se vor întoarce la Dumnezeu. Când a propovăduit prima oară de Rusalii apostolul Petru, s-au pocăit 3.000 și s-au și botezat. Dar de atunci încoace așa ceva n-a mai existat. S-a produs o ruptură între evrei și creștini. Totdeauna au fost mici grupuri de evrei care au crezut. Era acolo unul, era adinci coace unul, dar așa o mulțime n-a existat niciodată. Așa o adunare să fie de evrei. N-a existat până acum, dar acum există. În America cu mile și cu mile evrei se întorc. În Israel există acum multe adunări de evrei care laudă pe Domnul Iisus. Și am să vă spun o veste mai bună. Cei care ați adâncit Biblia știți că asirienii, după aceea babilonienii, Nebucadnezar, a intrat peste Israel și a luat rob. Aproape tot poporul a luat rob, l-a dus în Babilon, acolo la el. Erau 12 triburi de evrei. Uitați-vă, citiți prin Neemia, prin Ezra, prin cărțile regilor, veți vedea când se întorc evreii, se întorc numai 2 triburi. 10 triburi s-au pierdut. Acum înțelegem cum s-au pierdut. El i-a luat rob și fiecare rob caută să scape, nu? Or fi fugit, care unde au fi putut, în țările vecine, să-și scape viața. Dar triburile acestea 10 au fost socotite în istorie, triburile pierdute ale Israelului. S-au găsit. Și fiindcă misiunea la care eu lucrez a avut o mare parte în lucrul acesta, să vă spun despre asta, că ăsta este un semn al vieții din morți, spune întoarcerea evreilor, va însemna viața din morți. Am fost în India, cu soția mea. Am fost în India. În India am ajuns într-o provincie care se numește Mizo și acolo ei arată, care ați văzut chinezi sau coreeni, știți cum sunt galbeni și au ochii nițel oblici, vezi pe unul că este mongol, cum se numește chipul ăsta, și ei arată ca niște chinezi, ca niște chinezi arată. Dar dacă vorbiți cu ei, zice, noi suntem evrei. Pe cum sunteți evrei? Zice, nu știm. Dar știm din moștră, noi știm că suntem evrei. Nu cunoaștem, ei nu cunosc. N-au avut Biblia, n-au avut lucrul acesta, habar n-au. Dar or fi fost rob, or fi fugit, noi evrei, aici ne-am căsătorit cu astea alte de pe aici, sau corcituri, așa. De aceea arătăm cum arătăm, dar noi în inima noastră suntem evrei. Și s-au dus misionari acolo și din evrei aceștia s-au făcut creștini. Și ei sunt evrei creștini. Dar ce creștini, ce creștini, ce viață creștină am găsit noi acolo, să vă spun numai o pildă. Sunt săraci, așa nevoie mare și în România e sărăcie. Dar sărăcie de aici nu s-a sneamnă, n-au nimic. Pământul acolo e prost, nu crește nimic. A fost păduri mari, pădurile le-au tăiat. N-au venit, sunt tare, tare săraci. Și să vedeți ce biserici frumoase și-au făcut ei, cum ați făcut voi, așa au făcut și ei, adunări frumoase. Și ce activitate acolo și activitate misionară. Și am întrebat, de din ce din sărăcie asta? Zice, noi mâncăm orez. Și fiecare femeie când pune orezul să fiarbă în oală, un pumn de orez pune la o parte, e un ciubăr special pentru asta, un pumn de orez pune la o parte. La fiecare masă, un pumn, atâta putem da. Și odată pe lună merg surori din adunare, din casă în casă, strâng acel pumn de orez, se numește jertfa asta, quam-quam, și asta o vindem și din asta clădim biserici, din asta ne ținem păstori, dintre asta lucrare misionară. Și mi-au dat mie din orezul ăla vândut, mi-au dat mie bani să ajut bisericile din România. Adevărat, cum spune în Scriptură, din sărăcie luce, din sărăcie luce. Și alături de India, e o altă țară, Birmania, tot mongol, tot cu fața galbenă și cu ochii oblici, și ei știu că sunt evrei. Și în sudul Chinei, unde tot așa misiunea noastră lucrează, chinezi, adevărat chinezi. Ei spun, ce chinezi? Nu știu, ce-a găsit o chinezoaică, străbunicul meu, ori invers, și-a găsit un chinez, s-a amestecat. Dar noi știm că suntem evrei și au scris o scrisoare cu lacrimi în ochi, ne rugăm să vină cineva să ne spună religia asta evreiască, că noi nu cunoaștem religia asta evreiască, știm numai că suntem evrei. Și a dat Dumnezeu că s-a ridicat misiunea noastră
și le-am trimis cărți și Biblii, nu numai cu religia evrească, dar cu religia evrească completă, cu religia evrească dezăvârșită, împreună cu Mesia al Israelului, împreună cu... El ați evrei de aici, din România, poate nu știu, dar ei știu. Religia evrească cu dezăvârșirea Iisus este încununarea religiei evreiești și au devenit ei evrei creștini. Știți cât sunt? Evreii aceștia din triburile pierdute, 1.100.000 sunt. Și acum ăștia vor să se întoarcă în Israel. Unii au și început să se întoarcă și ei vin ca evrei, sunt primiți ca evrei, dar ei când vin acolo spun de Hristos. De ce vorbiți de Hristos? Pe Hristos nu e evreu. Ce vorbiți voi despre Mesia? Pe Mesia este un evreu și este o răscoală mare în Israel pe chestiunea aceasta și e o mare întoarcere la Dumnezeu, o întoarcere la Hristos, nu numai între cei care erau cunoscuți ca evrei, dar și la triburile pierdute ale Israelului. Și acum spune Dumnezeu în Epistola către Romani, când se vor întoarce evrei, va fi viața din morți. Și acum trăim, dar vai de viața aceasta, în primul rând, la marginea fiecărui oraș e cimitir. O viață care se termină cu cimitir. Nu? Și în timp ce ești aici, atâtea necazuri, atâtea lacrimi, atâtea bilele, atâtea... Asta nu e adevărat viață. Asta nu e. Dar din moartea aceasta, aparent, va fi odată viață, care va fi semnul? Când se vor întoarce evrei. Și acum vă duc vestea aceasta bună, ca niciodată de 2000 de ani evrei să întorc acum la să spune o rândunică nu aduce primăvară. În primul rând suntem aici două rândunele din poporul evreu, nu una, și în al doilea rând vă putem aduce vestea de vara aceasta care vine, Domnul pe care l-am acceptat, Domnul va veni în curând și să ne pregătim să-l primim ca niște mirese credincioase. Și acum, ce este această deosebire la evrei? Evreii au fost primii care au căpătat descoperirea lui Dumnezeu. Acum, un lucru deosebit, ce este în Biblie? Luați o Biblie ebraică, nu trebuie să știți ebraică. Dar undeva, la un preot sau ceva, la un păstor, găsiți poate o Biblie ebraică sau într-o bibliotecă, nu mai uitați-vă prin ea, uitați-vă prin ea fără să știți. Și veți vedea un lucru. Nu există semn de întrebare. A fi evreu cu adevărat, nu-i bați capul lui Dumnezeu cu întrebări. De ce faci așa? De ce faci altminteri? Păi dacă El e Dumnezeu, trebuie Lui să-i pui întrebări. Eram în India și odată am avut așa durere aici, m-am dus la un doctor. M-a pipăit, cum mă pune la raze cu toate și el m-a întrebat, domnule doctor, ce trebuie, ce medicament îmi dați? Zice, nu-ți dau niciun medicament, te dezbraci până într-un sfert de oră, te operezi. Nu l-am întrebat nimic, pe el e doctor, a învățat 20 de ani să fie doctor. Eu nu sunt doctor. Ce să-l întreb pe el, ce poate să-mi explice mie? M-am dezbrăcat și m-am operat. Intră într-un avion, intră într-un tren. Nu le întreb pe mecanicul de locomotive cum o să conducă trenul până la București. Păi el a învățat lucrul acesta și chiar dacă îți explică, nu pricep. Este un mecanic în care mă încred, este un pilot în care mă încred. Și în Dumnezeu nu te încrezi, trebuie mereu să ne întreb, Doamne, de ce ai făcut lucrul așa? De ce ai făcut lucrul asminte? De ce nu faci așa, așa? Păi tu vrei să te... În limba ebraică nici semn de întrebare nu există. Nu există semn de întrebare, nu-i pui întrebări. Și aud mereu când merg între frați, avem în biserica asta așa probleme și ăla spune și în familie avem probleme. Și eu le spun, nu vă supărați, să-mi arătați cuvântul problemă în Biblie. Nu există problemă în Biblie. Cuvântul problemă nu există. Există chemări. Eu am probleme, el are probleme. Copilașul ăsta mic. Are vreo problemă ce o să mănânce mâine și cu ce o să... N-are problemă. De-aia are un tată și are o mamă. Să-și bată capul ei, nu el, nu? El știe să... Când o fi mai mare să cânte, acum știe să țipe, știe să dea din mâini și din picioare. Iar problemele sunt ale tatălui. Și eu am un tată. Un credincios, cel care a prins spiritul limbii ebraice, nu-și pune probleme. Când eram la închisoare și era închisoare comunistă, a fost foarte grea, a fost foarte grea. Mi-a ținut ani, timp de ani, am fost fiecare singur într-o celulă, 10 metri sub pământ, 10 metri sub pământ. Ani de zile n-am văzut soare, lună, stele, un pom, o floare, o păsărică, un fluturaș, n-am văzut nimic din natură, n-am văzut nimic, cu vreme am și uitat. Ani de zile eu n-am văzut ceva verde, ceva violet, ceva roz, ceva albastru, vedeam numai pereții gri și uniforma noastră gri, cu
cu vremea am uitat că există culori. N-am avut Biblie, n-am avut nicio carte, n-am avut un creion în mână. Nu tu, nevastă și copii, n-am văzut-o 14 ani. Și ea a fost la închisoare, într-o altă închisoare și se vede așa nevastă frumoasă să nu vezi 14 ani. Așa, 14 ani. E, nu mai aveam nevastă, nu mai aveam copii, nu mai aveam mamă, nu tu biserică, nu tu nimic din toate lucrurile acestea nu le aveam. Erau bătăi, erau mai mult decât bătăi, erau torturi, despre asta nu vreau să vorbesc. Vă închipuiți singur câte lucruri au fost. Dar nu aveam problemă, asta nu e problema mea. Asta e problema celui care m-a făcut. Problema celui care rânduiește viața, eu n-am problemă. El e capul, numai durerea lui, tu poți să stai liniștit. Noi în închisoare, în închisoarea aceasta în care vă închipuiți cum este închisoare, seara, noi făceam o rugăciune lungă, că era obositor, dar îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, uite, s-a făcut seara, eu mă culc. Tu nu te culci, tu nici nu dormi și nici nu dormitezi. N-am nevoie să-ți spun eu de familie, n-am nevoie să-ți spun eu de biserică, fiindcă toți cei din familie tu i-ai creat și biserica tu ești capul și tu știi nevoile ei. Așa că dacă tu ești capul, ai tu durerile de cap pentru ei toți. Eu unul mă culc liniștit cu încredere în tine. Noapte bună, Dumnezeu, ne vedem iarăși mâine dimineață. Este liniștea, liniștea aceea, o carte fără problemă, o carte fără semne de întrebări, o carte în care nu bați capul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu, știe El ce face. Și până acum toate lucrurile El le-a întors spre bine, dar să știți, mulți credincioși știu, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Nu scrie acolo că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Și scrie acolo, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Că noi toți credem că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, în afară de necazul ăsta mare care l-am acum, ăsta nu lucrează spre bine. Păi ăsta lucrează spre bine. Noi credem că toate lucrează spre bine. Dar chiar ăsta e ceva grozav ce mi se întâmplă. Păi are grozave, lucrează spre bine. Nu, dar asta e o nenorocire mare. Nenorocirile mari lucrează spre bine. Pe Iosif, din Vechiul Testament, ce nenorocire mai mare să ajungă? Întâi vândut de proprii săi frați, până a ajuns rob, până a ajuns la pușcărie. Necaz mai mare decât atât a fost, dar din asta a ieșit el prim-ministru al Egiptului. Așa? Și așa s-a întâmplat cu mine. Că toate au lucrat spre bine. Am stat 14 ani la închisoare și acum e o misiune internațională care în toate atâtea țări poate deschide un orfelinat, poate să ajute pe cei nevoiași, poate să ajute pe cei săraci, poate să răspândească Biblii și alte cărți, poate să facă bine. Păi n-ar fi fost fără pușcăria aceasta. Și noi ducem viața în liniște și în pace. Asta este în spiritul poporului evreu. Că n-are să pui întrebări și să pui probleme. În limba ebraică, rar aveți ocazia să auziți pe un evreu vorbindu-vă din cuvânt și de aceea să-mi permite să vă spun ceva din ale limbii ebraice. În limba ebraică nu există cuvântul a avea. Nu poți să spui în limba ebraică, am 10.000 de lei în buzunar. Nu poți să spui. N-ai, am. Nu există cuvântul. Am, ai, are. Nu există. Nu există verbul ăsta avea. Am o casă. Am o casă. Am un serviciu. Am bani în bancă. Am ceva. N-ai. Nu poți să spui în ebraică avea. Avea e așa de greșit că nici cuvântul avea nu există în limba poporului lui Dumnezeu. Unul e posesorul tuturor posesiunilor, unul lui aparține numai tot și toate și tu ești numai un ispravnic. Banii nu s-ai tăi, casa nu e a ta, toate lucrurile lui aparțin, tu ești un ispravnic și o să dai socoteală pentru toate lucrurile. Tu îți împrionezi mâinile dimineața și spui, Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Păi ar putea Dumnezeu să spună, pe pentru asta îmi bați capul. Eu sunt Dumnezeu care dirigez așa un univers și tu îmi bați capul cu niște pâine. Păi nu-i pâine în dulap? Nu sunt bani în buzunarul tău ca să mergi să cumperi pâine. Noi suntem ca niște copii care ne putem bucura de toate lucrurile acestea ale lui Dumnezeu. Grija toată este a lui. Și vreau să vă mai spun una, doua din secretele limbii ebraice. În limba ebraică nu există față. Față. Nu poți să spui fața unui om. Se spune panim, spun ei. Orice cuvânt ebraic care termină cu im e plural. Poți să spui în ebraică numai fețe. Fețe. Unde spune fața lui Dumnezeu, unde în Biblie, în ebraică, cum a fost scris în original, scrie fețe. Ce adâncă filozofie este în asta, că nu există om numai cu o singură față. Fiecare om are cu mai multe fețe. Să am eu bani să clădesc așa o biserică, eu aici în spate aș face o oglindă mare,
Să vă vedeți cum sunteți în biserică. Toți mușchii sunt distinși, stați așa liniștiți, zâmbiți, senin. E așa de frumos, așa. Luni, dacă nu-ți place supa nevestii, nu te mai uiți așa senin. Supa ca supa, dar eu sunt tot senin. Deodată se schimbă o altă față, nu? Marți, dacă ai un necaz în servici, care-i servici aia în care n-ai cât un necaz? Nu mai arăți în felul acesta. Mâine, altă ceva ți se întâmplă. Dacă ești bărbat, trebuie să arăți că ești bărbat, țipând și... Fiecare din noi avem mai multe fețe. O față când îi se întâmplă ceva care ne-i plăcut și alta când se întâmplă ceva neplăcut, dar toate lucrează împreună spre bine, nu toate. Aia care te necăjește cel mai mult acum și aia lucrează spre mine. Păstrează o față senină. Noi nu avem fețe senine și de aceea acolo scrie fețe în limba ebraică. Și acum să vă spun ceva din viața mea de închisoare. La un moment dat m-a scos din celulă și m-a dus înaintea unui capitan de securitate. Eu eram obișnuit când te scoate, te bate, te torturează să spui de alții. Ei vroiați să dai declarații împotriva altor așa. Și mă așteptam altă bătaie. Bun. Când intru în odaia capitanului, mă așează într-un fotoliu. Într-un fotoliu mă așează. Și așa de drăguț se uită la mine. Avea o Biblie pe masă. Ce domnule Vurmbran, nu ne spuneau ei domnule niciodată, banditul, tălhar, nu așa ne spune. Acum, domnule Vurmbran, stați niște, vă sigur că nici cea mai mică suferință nu veți avea. Am vrut să vă întreb din Biblie, sunteți dispuși să eu fericit să-i spun din Biblie. Și avea o Biblie deschisă în fața lui și zice... Domnule pastor, dumneavoastră credeți că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu? Zic, eu cred. Eu nu vă întreb așa dacă e cuvântul. Credeți chiar că toată e cuvântul lui. Toată, de la început până la sfârșit. Toată e cuvântul lui, toată. Mă pot bizui, domnule pastor, că odată ce scrie ceva aici, așa e. De ce trebuie să vă spun de 10 ori? V-am spus că este cuvântul lui Dumnezeu. Păi uite să vă citesc un verset. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Credeți lucrul ăsta? Păi v-am mai spus, de câte ori să vă spun, domnule capitan, că cred toate. Dar asta credeți că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa? Păi v-am mai spus, cred. Deci atunci vreau să vă arăt ceva. Mi-a dat o oglinjoară mică și mi-a spus, vă rog, uitați-vă în oglindă. Când m-am uitat în oglindă, m-am speriat. Eu de ani de zile nu mă văzusem în oglindă. Înainte de a fi băgat în închisoare, oamenii credeau că sunt chipeși, că poate unii credeau că sunt frumos. Acum numai o singură persoană mai crede că sunt frumos, asta e nevasta mea. Dar atunci mă considera așa. Dar ceea ce am văzut eu în oglindă acolo era un monstru, ceva groaznic. Eram ceva așa de urât, eu nu mai văzusem ceva așa de urât. Părul era tuns, cearcă negri sub ochi și ochi, intras așa înăuntru, numai piele și oase, dinți nu aveam, că comuniștii sunt foarte buni la dentistică. Pac, pac, nu mai rămâneai fără dinți și fără dureri de dinți toată viața. Și zeghia aceea de pușcăriaș, uniforma aia urâtă, era așa ceva de urățin. N-am mai văzut așa ceva urățin. Și el se bucura, văzând cum sunt eu îngrozit de asta. Și domnule pastor, dumneavoastră sunteți creștin, sunteți și pastor. Dumneavoastră aveți obligația să spuneți adevărul. Recunoașteți că sunteți tare urât? Zic, în viața mea n-am văzut pe cineva așa de urât. Dar, domnule pastor, dumneavoastră ați spus că credeți în Biblie. În Biblie spune că sunteți făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă dumneavoastră sunteți așa de urât, aveți chipul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu trebuie să fie tare urât. Și dacă Dumnezeu e așa de urât, de ce-L iubiți? Fiecare iubește ceva drăguț, nu știu, în casă o mobilă drăguță, un covoraș, nu, o rochiță, cauți, nu fie, chiar dacă ești pocăit și tot vrei, o rochiță să fie mai frumoasă, să fie un brou, să fie ceva, fiecare caută ceva mai drăguț. Nimeni nu caută ceva urât. Pe Dumnezeu spuneți dumneavoastră că sunteți tare urât, cel mai urât. Și spuneți și că aveți chipul lui Dumnezeu. Păi atunci și Dumnezeu e tare urât. De ce-L iubiți pe Dumnezeu? Și de ce sunteți gata să vă jertfiți pentru el? Poate cineva să fie doctor în teologie, nu te învață la teologie, ce să răspunzi la întrebarea asta? Dar există unul care te învață, există unul care te învață. Și în clipa aceea mi-am amintit și am spus, domnule capitan, dumneavoastră știți că sunt evreu, știți că sunt evreu. Și în limba poporului meu cuvântul față nu există, există numai feții. Fiecare are mai multe fețe și Dumnezeu are mai multe fețe. Dumnezeu are fața senină a unui domnitor. El rânduiește peste stele, peste pământ, peste toate sunt în mâna lui. Și el poate să fie așa de senin, așa de liniștit. El știe că toate lucrează spre o împărăție dezăvârșită, de armonie, de bunătate, de dragoste. E așa frumos să privești la... Asta e o față a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a făcut om.
și s-a făcut om al durerilor, obișnuit cu suferință, și l-a obișnuit până la sânge, și a bătut cuie mari în mâini și în picioare, și a înfipt crucea asta în pământ. Era o durere de nespus, orice durere, măcar o mică durere de dinți sau ceva, imediat se schimonosește, nu mai e fața senină pe care... Vă închipuiți ce față urățită de durere aceasta a avut-o Iisus, dar n-a avut numai durerea asta. A avut durerea că purta păcatele tuturor oamenilor. Dacă noi ne iubim mamele, dar pe el cum trebuie să-și fie iubit, așa o mamă sfântă și-a văzut mama plângând la piciorul crucii, trebuie, fața lui trebuie să fie exprimat. Iisus, când a fost pe cruce, n-a fost frumos, dar asta a fost numai o față. Trei zile după asta a înviat, dar cu o față așa de frumoasă, așa de strălucitoare, că n-au putut să suporte ostașii romani față de strălucirea aceasta. I-au căzut leșinați. Nu puteai să te uiți la așa frumusețe. Avem diferite fețe. Și, domnule capitan, acum am o față tare, tare urâtă. Dar asta e fața pe care o am acum. Într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, voi avea o altă față. Voi fi un copil al lui Dumnezeu recunoscut de către îngeri, de către toți. Voi fi primit acolo. Într-o cetate, porțile sunt de mărgăritar, străzile sunt de aur, îngeri cântă pe harfe, va fi admirație, va fi uimire, va fi sănătate. Eu nu mă sperii de o față urâtă. Fapt este că în această seară securitistul nu m-a bătut. Cine știe ce impresie a făcut asupra lui? Este în sensul limbii ebraice. Noi toți, știți că voi toți sunteți iudei. Știți, n-ați citit în Roman 2, noi suntem iudei luntrici, nu? Voi toți, nu te nicăși că îl vezi pe soțul odată care e o față supărat. Păi asta e o față, o să-i treacă peste o oră, peste două, poate a doua zi va avea o altă față. Câteodată nevasta nicăși, o să-i treacă. Noi știm că nu există numai o față, să deznădăjduim, întristați, vai. Viața are mai multe fețe și asta este în spiritul limbii ebraice. Și să vă mai spun ceva, nu există numai față, fețe. Nu există cer în limba ebraică. Există numai cerur, numai pluralul. Shamaim, orice cuvânt care are im, la sfârșit e un plural, cerur. Că nu există numai un cer. Să vă spun tot din închisoare. Pentru cel mai mic lucru te bătea. N-aveai voie să spui la deținuții de drept comun, care erau criminali, hoți, ce este la închisoare, n-aveai voie să le spui despre Hristos. Te prindea când începi să le predici lor, te bătea. Dacă, orice, pentru orice lucru. Pentru orice lucru care n-ai corespuns cu regula lor, te băteau și zădeau 25 la spate și nu era o bătăiță cum o dai la un copilaș, era o bătaie la sânge. Și am avut un frate care de câte ori cineva trebuia să capete 25 de lovituri, el mergea în față și zice, vreau eu să le iau. Și comuniștii s-au amuzat că ești tu așa de tâmpit și vrei să-i bine, nu încoace, să-ți las că îi dăm lui altă dată. Și el a primit bătaie încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și la urmă era foarte bolnav și foarte slăbit. Și noi ședeam așa împrejurul patului lui și îl mângâiam. Zic, frate, acum se termină, dumneata merge în cer. Acolo nu există bătaie, nu există tristețe, acolo o să fii mângâiat. Și el serios a spus, Dumnezeu să facă cu mine ce-o vroi. Dar dacă m-ar întreba pe mine, i-aș spune, nu mă lua în cer. Lasă-mă să mai stau la închisoare. Noi am crezut ca nebunii, pe de ce să stai la închisoare dacă tu poți să mergi în cer? Deci, pe să vă spun că știa limba ebraică. În ebraică nu există cer, există ceruri. Sunt mai multe ceruri. Scrie în Biblie despre trei ceruri. Cotați toată Biblia și o să găsiți. Dacă eu vă spun unde scrie, citiți numai capitolul ăla. Nu, citiți toată Biblia și o să vedeți că scrie trei ceruri. Ce sunt aceste trei ceruri? Ne explica el. Primul cer este, te-ai pocăit de păcatele tale, l-ai primit pe Iisus ca mântuitor, te-ai crezut că sângele lui ți-a iertat păcatele, niciun fel de altă condiție. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit și tu și casa ta. Nu zice plus aia. Nu există. Ai crezut? Intri în cer. În care cer? Cer numărul 1. Și stai în cerul numărul 1. E frumos, e cântare, îngeri și bucurie și... Dar e un necaz în cerul. Numai un singur necaz mai este în cer. Când te uiți împrejur, tot e tare frumos. Dar dacă te uiți în sus, vezi un alt cer. La parcă e mai frumos. Știți ce e frumusețea cerului? Dacă tu, după ce te-ai pocăit, ai fost mântuit,
aduci pe alții la credință. În cer, ăia îți vor săruta mâna și îți vor spune, frate, uite la ce bunătate mi-ai adus pe mine, sunt recunoscător. Și dacă aduci un suflet, două, trei, vei avea bucuria ta, vei avea și bucuria lor. Vei avea și bucuria lor. Este cerul numărul 2, este cu totul alt cer. Este cerul numărul 2. Ăia din cerul din 3 invidiază pe ăia din cerul 2. Păi de ce trebuie să invidiezi? Câștigați suflete pentru Dumnezeu. De ce nu-i câștigați? De ce nu-i câștigați? Eu habar n-aveam de Dumnezeu și de Hristos. Odată am mers pe stradă, un om m-a oprit și spune, văd pe fața dumneitale că ești evreu. Nu știu cum vede cineva pe fața cuiva că e evreu, probabil că suntem mai frumoși decât alții. De fapt, el mi-a spus, te văd că ești evreu? Zice, dumneata, bilet ai? Zic, ce bilet? Ce pe cum umbli așa, dumneata, fără bilet? Credeam că e nebun, dar ce bilet? Păi călătorești fără bilet? Lasă-mă, domnule, în pace, eu nu călătoresc nicăieri. Și cum nu călătorești? Ai fost în burta mamii, nu? Nu ți-a plăcut? Ai ieșit afară, ai călătorit. Nu ți-a plăcut să fii bebeluș în fașă? Ai crescut și ai devenit copilaș. Nu ți-a plăcut să fii mic copilaș? Ai devenit un băiețar. Nu ți-a plăcut? Ai devenit un tânăr de 18-20 de ani. Nu ți-a plăcut? Acum ai ajuns la 30 ceva și tot o să călătorești în viață prin fel de fel de stări. Aș să ajungi la bătrâneți. Și odată o să vezi că drumul se împarte în două. În stânga scrie spre nenorocire veșnică, spre iad, și în dreapta scrie spre fericire veșnică și spre bucurie. Dacă vrei să mergi în iad, la nefericire veșnică, nu trebuie să ai nicio bătaie de cap. Ajungi acolo. Dar dacă vrei să ajungi în cer, e o condiție. Trebuie să fii scris în cartea vieții. Iisus a murit pentru păcatele dumneitale și dumneata trebuie să-L primești pe Iisus. Și cu cuvintele astea simple m-a câștigat pe mine pentru Domnul. Și am câștigat-o pe nevastă și nevasta a câștigat alți evrei și i-au câștigat alți evrei și i-au câștigat alți evrei și astăzi sunt adunări mari de evrei creștini în Israel și dacă întreb pe de unde s-a luat adunarea, zice, păi dacă a fost un dulgher care l-a oprit pe Vurmland și i-a spus și Vurmland a spus la nevasta și el a spus la ăla, dulgherul ăla, cam ce fel de cer are el? El are cerul numărul 2, are cer cu mult mai înalt, nu? Are tot cei pe care i-a dus la credință. Și există un cer al treilea. Ne spunea ăla care era aproape de moarte. Zice, mai există un al treilea cer. E o bucurie de nespus acolo în cer. Bucuria de a suferi pentru altul. Este mare bucurie. Iisus în cer avea toate cele, nu? El era rege. Și a venit pe pământ și în ultima seară el spune ucenicilor săi, vă las bucuria mea. Pe ce bucurie? Că mergea la Ghețemane să-i pună lanțul la mâini și până să-l bată și să-l omoară. Care e bucurie? Bucuria că pot să mă jertfesc pentru altul. Eu sufăr, dar eu altul i-ai deschis cerul, eu altul i-ai dat viața veșnică. Cea mai mare bucurie este să poți suferi pentru altul, să te oferi tu. Și asta n-aș vrea să pierd. Și noi credincioși nu trebuie să rămânem simpli credincioși. Putem să devenim sfinți, oameni gata de a ne jertfi. Sunt atâția care au necas că soția nu-i cum trebuie. Soțiile, soții sunt cum să cad. Zice, soția, uite, am cu tine. Păi jertfește-te pentru ea. Jertfește-te, suportă așa o soție. Și zâmbește. Când ți-e mai greu să zâmbești, are nevoie de zâmbetul tău? Sau, din potrivă, ai un soț brutal, un soț greu de purtat, că rupșește din fire, pe suportă-l pe el. E o mare bucurie să poți suferi pentru altul, să înduri de la altul. Asta am învățat de la el și de aceea nu există în ebraică cer, există ceruri, șamaim. Și dacă ești de acum cetățean al cerului, nu te mulțumi cu asta, caut un cer mai frumos, mai sfânt, mai bun, mai asemănător cu Fiul lui Iisus. Misiunea noastră lucrează acum în multe țări unde e prigoană groaznică. A fost în România prigoană, mai grozavă este în alte țări. China este încă comunistă. China e cea mai mare țară din lume. 1 miliard de oameni, sunt 5 miliarde omenirea toată, 1 miliard, fiecare al cincilea om e chinez. Și acolo avem documente că au fost condamnați nevinovați. Și frați și alții, nevinovați. Au fost condamnați la moarte, nu i-a spânzurat, nu i-a împușcat, i-a dus în piață publică. Oameni, cum aici trebuia să mergi la demonstrație, așa trebuie să mergi acolo când omoară un om. Și când este adus cel condamnat la moarte acolo, îi spinte că burtă, îi scoate inima și ficatul, le frige, le taie în bucățele mici și fiecare din cei prezenți trebuie să mănânce din trupul omului acestui. Asta se întâmplă în China. Cea mai grozavă
nu mai vorbesc de Vietnam, sunt oameni în închisoare, dar cea mai mare teroare este în țările musulmane, religia lui Mahomet, islamul, cum se numește. Turcii au trăit în România atâtea sute de ani, noi nu le-am făcut niciun rău, dar ei nu cumva să fie cineva creștin. În țările musulmane, eu însumi am fost acolo și nu prea au știut ei cine este acolo. Că eu sunt un om foarte respectuos de legi și o lege. N-are voie o Biblie să intre în țară. Am fost în Arabia Saudită. N-are voie să intre o Biblie în țară. N-are voie. Ai o Biblie. La tine poți să o lași la vamă. Când pleci, ți-o dă înapoi. Dar în țară n-are voie o Biblie. Și eu, stăpânirea e de la Dumnezeu. Și dacă stăpânirea a spus să nu intri cu o Biblie, n-am intrat cu o Biblie. Am băgat înăuntru 30.000 de Biblie deodată. Am reușit să strecurăm. Nu spunea în lege că n-are voie 30.000. Spunea o Biblie nu-i voie. De 30.000 nu spunea. Însă cei care au împărțit, cum aici, fratele Clipa și alții au murit pentru lucrul acesta. Ei acolo au o lege că dacă te prindi făcând așa ceva, îți stai în mâna dreaptă. Și știi ce înseamnă dacă stai în mâna dreaptă? Ești cerșetor toată viața. Nu mai poți să ții o mamă, nu mai poți să ții nimic. Și în Sudan, o altă țară musulmană, în Africa, acolo au mers musulmanii ăștia, au mers din loc în loc și la bărbații creștini le-au tăiat brațele și au întrebințat brațele pentru a bate toba la demonstrațiile lor. În alte părți au răstignit. Am primit iarăși știri despre răstignire. Așa că sunt lucruri multe rele care se întâmplă. Nu-i pretutine în Evanghelia Liberă. Aici poți, dar nu pretutine poți să ai adunări de astea. Doamne ferește, sunt țări în care nici să șoptești nu ai voie. Și în țările acestea noi introducem clandestin Biblia și alte cărți. E Coreea de Nord, o țară comunistă. Nimic nu poate să intre acolo, nimic. Nu poți nimic. Și atunci, dintr-o țară vecină, noi am făcut baloane. Și pe baloane sunt versetele din Biblie despre mântuire. Când le umfli, știi, se vede, așa. Și dintr-o țară vecină, noi am studiat cam de unde bate vântul și încotro bate vântul și trimitem baloanele acelea. Baloanele plutesc cât plutesc și până cad. Și când cad, ai acolo toate versetele acestea. Dar lucrurile acestea se fac cu mare primejdie pentru viață. Cu mare primejdie pentru viață. Cu asta ne ocupăm. Pe fratele care a strecurat literatură clandestină de asta ascunsă în China, l-au prins și l-au spânzurat cu capul în jos până a murit. Când am auzit noi lucrurile astea, să închipe ce ne-a apucat la inimă, primul nostru gând a fost, o fi lăsat o nevastă, copii, o mamă bătrână, hai să-i trimitem ceva bani, să aibă ce manca, și am trimis bani. Și imediat am primit o scrisoare, m-am gândit, sigur o să-mi mulțumească de bani, nu! Ea îmi spune, vă mulțumesc de bani, că sigur avem nevoie de pentru copii, dar altceva, nu cumva să credeți că dacă a murit bărbatul meu spânzurat cu capul în jos, noi să nu mai ducem Biblie în China. Mai trimiteți-ne să mă spânzure și pe mine, dar să intre cuvântul lui Dumnezeu în țara aceasta. Există eroi ai credinței pretutindeni, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.